Și acum bine știm, capitanul tradițional al dinamoviștilor este Dan Nistor. Prin presă numele au apărut variante de posibili înlocuitori ai lui Cristiano Bergo din pe banca voluntarului. A început meciul din șoseaua Ștefan cel Mare și Ariu și este lovitura liberă pe care o va executa capitanul Dan Nistor. Nistor pentru Montini, gol! Matia Montini, șansă pentru Mitrev la lovitura de cap a lui Matia Montini. Viva tuturor, Montini vine acolo, Nistor, probleme pentru Mitrev, Nistor și din nou Mitrev își repară greșeala, fază de-a dreptul nebună în acest campionat. Golul lui Montini, acum țâră și penalti pentru voluntari. Probabil că există acolo un contact, căderea lui Cătălin Țâră este de la 11 metri, bate căpățână, apără Piscitelli! Montini în minutul 51 face diferența pe tabelă, dar Dinamo are un om în minus, gol! Marchează Balaur, capitanul voluntarului. Restabilește egalitatea în minutul 75. Nici fără reacție, nicio șansă de ară pe care se pregătește să o execute Nistor. Minge aruncată în care un advers, gol! Faza, Nistor bate inteligent. Suplimentar al acestei reprize secunde, Ebralidze, iese Piscitelli și este final de partidă, doamnelor și domnilor. Dinamo învinge voluntarul cu 2-1.